Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structurile secvențiale și alternative și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură 4 numere întregi nenule cu maxim 3 cifre fiecare și afișează pe ecran suma celor pozitive și produsul celor negative. La afișare, cele două valori vor fi precedate de mesaje informative corespunzătoare. Șirul conține atât valori pozitive cât și valori negative. De exemplu, dacă de la tastatură se citesc valorile 1, minus 2, 3 și minus 4, atunci, în urma execuției programului, se afișează valorile 4 și 8, precedate fiecare de mesaje informative. Din șirul de valori, vor fi selectate pe rând valorile pozitive și cele negative. Cele pozitive vor fi însumate, iar cele negative vor fi înmulțite. În programul principal se declară variabilele întregi N, S și P. Variabila S va fi utilizată pentru calcularea sumei valorilor pozitive și va fi inițializată cu 0, iar variabila P pentru calculul produsului celor negative și va fi inițializată cu valoarea 1. În variabila N se vor citi pe rând cele 4 numere întregi. La citirea fiecărei valori se utilizează instrucțiunea SIN și se verifică cu ajutorul structurii alternative IF dacă valoarea curentă a variabilei N este pozitivă, caz în care aceasta se adună la S. În caz contrar, se modifică valoarea variabilei P cu P ori N. La finalul programului, pe ecran, vor fi afișate cele două valori cu ajutorul instrucțiunii cout pe rânduri diferite și precedate de mesaje informative. La execuția programului, dacă valorile citite de la tastatură sunt 1, minus 2, 3 și minus 4, atunci pe ecran se afișează valorile 4 și 8. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural N cu 5 cifre și afișează pe ecran, precedat de un mesaj informativ, produsul cifrelor prime corespunzătoare acestuia. Numărul dat conține cel puțin o cifră primă. De exemplu, dacă e egal cu 23456, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 30, precedată de un mesaj informativ. Mulțimea cifrelor prime conține valorile 2, 3, 5 și 7. Cifrele prime corespunzătoare valorii propuse 23456 sunt 2, 3 și 5 și acestea vor intra în componența produsului solicitat. În programul principal se declară variabilele întregi N, UC și P. Variabila P va fi folosită pentru calcularea produsului cifrelor prime regăsite în componenta valorii variabilei N. Variabila UC va identifica ultima cifră a valorii curente a variabilei N. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila N. Se determină în variabila UC ultima cifră a lui N. Se verifică dacă aceasta este o cifră primă și, în caz afirmativ, se modifică valoarea variabilei P la P înmulțit cu UC. Se elimină ultima cifră din N cu ajutorul instrucțiunii N egal cu N slash 10 și se repetă procedeul de încă 4 ori. În felul acesta,
toate cele 5 cifre ale lui N vor fi accesate. La finalul programului, cu ajutorul instrucțiunii Cout, se afișează un mesaj informativ și valoarea calculată în variabila P. La execuția programului, dacă valoarea variabilei N este 23456, atunci pe ecran se afișează valoarea 30. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural N cu 4 cifre nenule și afișează pe ecran, precedat de un mesaj informativ, numărul obținut prin eliminarea cifrelor pătrate perfecte corespunzătoare acestuia. De exemplu, dacă N egal cu 1234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 23, precedată de un mesaj informativ. Mulțimea cifrelor pătrate perfecte conține valorile 0, 1, 4 și 9. Pentru valoarea propusă 1234, cifrele pătrate perfecte corespunzătoare vor fi 1 și 4. Acestea vor fi eliminate din componența numărului dat. La începutul programului principal se declară variabilele întregi N, P, UC și N1. În variabila N se citește de la tastatură un număr natural cu 4 cifre. Variabila UC este folosită pentru a reține ultima cifră a valorii curente a variabilei N. În variabila N1 se va obține rezultatul final, adică numărul fără cifrele pătrate perfecte, și aceasta este inițializată cu valoarea 0. Variabila P se va utiliza ca fiind o putere a lui 10, inițializată cu valoarea 1, adică cu 10 la puterea 0. Aceasta ne va ajuta să aducem pe poziția corectă ultima cifră selectată din valoarea curentă a variabilei N. Se verifică valoarea variabilei UC dacă este diferită de o cifră pătrat perfect și, în caz afirmativ, la valoarea variabilei N1 se adună produsul dintre valoarea variabilei P și valoarea variabilei UC, iar valoarea variabilei P se mulțește ulterior cu 10, pentru a o pregăti pentru următoarea cifră ce va fi extrasă din N. Se elimină ultima cifră din N și procedeul se repetă de încă 3 ori. În final, se afișează valoarea variabilei N1 precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 1234, se afișează valoarea 23, iar dacă de la tastatură la o nouă execuție se citește valoarea 1024, atunci valoarea afișată va fi 2. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++, care citește de la tastatură un număr natural N cu exact 5 cifre și afișează pe ecran numărul modificat prin eliminarea cifrei din mijloc, dacă aceasta este o cifră impară, sau creșterea ei cu o unitate, dacă aceasta este o cifră pară. De exemplu, dacă N egal cu 28365, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 2865, iar dacă N egal cu 28465, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 28565. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale și alternative în scopul rezolvării unor probleme.